Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Învățăturile Înaltea Sfântului Părinte Arhiepiscop Irineu, Pop, Arhiepiscop Alba Iuliei, din cartea sa Pavăza Credinței. Așadar, Arhiepiscop Irineu, Pop, Pavăza Credinței, ajutorarea cu bucurie și generozitate. Iubirea noastră față de Dumnezeu cel nevăzut, noi o putem dovedi în mod nemincinos, numai prin iubirea față de aproapele nostru cel văzut. Nu e destul să avem sentimente de iubire în inimă, ci trebuie să le și îmbrăcăm în faptă. Să nu iubim numai cu vorba, numai cu gura, ci și cu fapta și cu adevărul, zice Sfântul Evanghelist Ioan, 1 Ioan, capitolul 3, versetul 18. Îndatoririle noastre izvorâte din iubirea față de aproapele se referă atât la viața lui trupească, cât și la cea sufletească. Faptele îndurării trupești sunt a da de mâncare celui flământ, a da apă celui însetat, a primi pe cel străin și a-l ospăta, a îmbrăca pe cel gol, a căuta pe cel bolnav, a mângâia, a cerceta pe cei din temniță și a îngropa pe cel mort. Suntem datori a săvârși aceste fapte de îndurare trupească față de săraci, pe care pururea îi avem cu noi și care întruchipează pe cel mai sărac, cel mai mare sărac, care a spus despre sine: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și plece capul. Matei, capitolul 8, versetul 20. Suntem datori apoi față de străini, față de călători, după exemplu Fiului lui Dumnezeu, față de bolnavi care poartă semnele suferinței lui Hristos, față de cei legați, așa cum a fost Fiul lui Dumnezeu, legat și prigonit pentru dreptate, față de morți, față de cei care n-are cine să-i îngroape, așa cum Mântuitorul a fost îngropat din milă și din iubire rea lui Iosif și Nicodim. Nu avem dreptul niciodată de a fi lipsiți de îndurare față de oameni, indiferent cum ar fi aceștia. Și dacă ni se pare o anumită persoană că nu merită această milă, să ne gândim că nici noi nu am meritat nimic. Nu merităm faptul de a fi fost creați, nu merităm faptul de a fi creștini, nici măcar de a aparține familiei noastre. Divinul Învățător ne-a încredințat cu o misiune aleasă și înaltă: să servim, să slujim. În Elveția, la întâlnirea unor misionari creștini care lucrau în afara țării, era un vorbitor, amintea de un mare bogătaș care an de an dona pentru o misiune o sumă importantă de bani. Vorbitorul a încheiat discursul cu următoarea frază: atât timp cât mai există astfel de bogătași, misionarii nu o să ducă lipsă. Apoi s-a ridicat administratorul unui orfelinat și a spus că și el are o istorisire. La fratele său a venit îmbrăcat un om într-un costum mai uzat, care a spus că vrea să doneze pentru misiune o mică sumă de bani. Fratele l-a întrebat din ce grupare face parte, dar omul a spus că suma de bani nu e de la nicio grupare, ci de la el personal. Dar cine sunteți dumneavoastră? A întrebat casierul, voind să completeze datele necesare. Eu sunt cioban, a răspuns cel întrebat, și suma pe care o dau este salariul anual pe care îl primesc de la stăpân. Stăpânul a hotărât să-mi dea de mâncare și atunci am adus aici banii. Vorbitorul a încheiat discursul așa: atâta timp cât mai există astfel de păstori, nu va fi lipsă nici în orfelinate, nici în misiune. Hristos lucrează chiar și prin cei care în aparență sunt fără mare valoare, dar care și-au pus inima și punga la dispoziția Mântuitorului. Domnul ne-a pus doar ca administrator peste veniturile noastre. Suma nu-l interesează, îl interesează doar dragostea cu care efectuăm această lucrare. Atât celor bogați cât și celor săraci le este dată promisiunea: cine seamănă mult,
mult va se cera. 2 Corinteni, capitolul 9, versetul 6. Însă Fiul lui Dumnezeu nu a venit în lume și nu a suferit moarte pentru a duce bunăstare trupească, ci pentru a ne lumina, a ne mângâia, a ne curăți sufletul cel nemuritor, în care purtăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Precum sufletul este mai de preț decât trupul și hrana, așa și faptele îndurării săvârșite față de sufletul aproapelui au mai mare valoare să ne agonisească răsplata cea cerească și nepieritoare. Mult mai grozavă este sărăcia și rătăcirea, boala, robia, moartea, sufletul celui înstrăinat de Dumnezeu și afundat în păcate. Adevărata fericire Mântuitorul făgăduiește numai acelora care, urcând scara curăției sufletești, de la sărăcia cu Duhul, trec prin focul curățitor al lacrimilor de pocăință, prin blândețe, prin foame și sete de dreptate, prin milă ajung la o inimă curată și la pace dumnezească, până când se întăresc într-atâta încât rabdă de bună voie, martiriu și suferință pentru Hristos, Domnul, adică ultimele două fericiri ale martirilor, ale prigoniților pentru Hristos și pentru sfințenie. Pe această cale arătată nouă de Iisus Hristos și urmată de sfinți, trebuie îndreptat și sufletul omenesc căzut. Trebuie să fim paznicii celor care calcă rânduiala morală a comunității noastre creștine, cucerind inimile împietrite și aducându-le la Hristos. Creștinul trebuie să zidească sufletește pe aproapele său, vorbindu-i de Hristos, arătându-i pilda vieții curate. Poți ajuta apoi când te rogi pentru cei care au trebuință de ajutorul lui Dumnezeu, când oferi mângâieri celor întristați, când ești îngăduitor cu semenii, când trăiești în pace cu toți, chiar cu aceia care te-au păgubit, te-au lovit sau te-au defăimat. În fiecare zi, ziarele ne aduc în fața ochilor o lume plină de oameni care suferă. Un uragan aduce moarte și dezastre, o inundație mătură multe suflete și trupuri, aducând cu ea o moarte instantanee. Două vapoare se ciocnesc și 2000 de oameni își pierd viețile. Teroriștii ucid misionari, un bărbat și-a omorât întreaga familie. O tânără mamă moare de sida pentru că bărbatul ei trăiește în desfrâu. Părinții divorțați se luptă pentru custodia copiilor. Cum am putea să-i ajutăm decât plângând cu cei ce plâng? Profetul Ieremia a plâns nu pentru cele ce s-au petrecut, ci din cauză că știa cele ce urmau să se întâmple în Israel. El a văzut cu oamenii și împieteau inimile față de adevăr. De aceea era îngrijorat de soarta bărbaților, a femeilor, a băieților, a fetelor, pe care le vedea zi de zi. Știa că se apropie când o armată dintr-o țară dușmană care va veni să ucidă și să jefuiască și să ia poporul în robie, când o altă armată, gândindu-se la cele de ce urmau, a început să plângă. A plâns atât de mult încât adesea este numit profetul plângerilor. Iată ce spune el: sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare și mă apucă groaza. Ieremia, capitolul 8, versetul 21. Plânge și tu cu cei ce plâng. Ești mișcat adânc când devii conștient de o tragedie, dacă nu cere lui Dumnezeu să te facă mai sensibil. Apoi fă ce poți ca să ajuți. Uneori, tot ce poți face este să te rogi, dar alteori este să dai bani, să oferi asistență. Dacă plângi cu adevărat cu cei ce plâng, atunci vei vrea să faci ceva de dragul lui Hristos. Poate te va costa, dar într-o oarecare măsură te va ajuta vindecarea unei răni. E nevoie de o milă generoasă pentru ca să putem pune dragostea în acțiune și să-L ajutăm pe Hristos, care se identifică cu toți cei lipsiți și necăjiți. Premiul câștigat prin facerea de bine este bucuria inimii, satisfacția lăuntrică, mulțumirea aceea adâncă de a fi alinat durerea unui suflet de om. Această mângâiere este o roadă a Duhului Sfânt, o lumină aprinsă de însuși Dumnezeu.
Așa o vede prorocul Isaia când zice: împarte pâinea ta cu cel flămând și adăpostește în casa ta pe cel sărman, pe cel gol îmbracă-l. Atunci lumina ta va răsări ca zorile, dreptatea ta va merge înaintea ta, iar slava lui Dumnezeu în urma ta. Isaia, capitolul 58, versetul 8. Este vorba de bucuria binelui făcut din dragoste, prin care inima omului devine ca o grădiniță, ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie, care nu seacă niciodată. Isaia, capitolul 58, versetul 11. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.